Prieten, o seară specială din foarte multe puncte de vedere. Așa cum spunea H.D. Hartmann, recunoașterea de către Vladimir Putin a celor două republici. Da, celor două zone secesioniste. Zone secesioniste din Ucraina, da, Lugansk și Donetsk, care fac parte din, să zicem, regiunea Donbass, da, a Ucrainei, presupune o stare de tensiune uriașă pe care o putem numi război. Da. Practic, Rusia, începând din acest moment, dacă a primit acordul în secret al marilor puteri, gen Franța, Statele Unite, pentru acest gest... Acordul, n-aș spune, dar o tăcere... Nu știu, care o încurajare, să fie ceva. Nu încurajare, o tăcere care să fie dublată semnale de niște sancțiuni care să n-o doară, asta, da, tot încurajare înseamnă. Înseamnă că poate să facă orice de acum încolo, de acum în încolo, această regiune. Da. Așa că soarta României nu este chiar una foarte sigură. Pentru că nu știm ce vor face marile puteri în următorii 10 ani. Catehismul NATO spune că România este extrem de sigură. Dar eu am să spun un singur lucru. Dacă NATO se destramă. Nu e vorba de NATO, nu. O să reconfigurează. Nu. Astea sunt teorii. NATO nu se va... Pe următorii ani, datorită mișcărilor lui Putin, nu se va reconfigura, decât dacă nu face greșeala... Eu am zis 10 ani. Da, dacă nu face greșeala să se ducă în sudul Pacificului, să se facă NATO din Nord Atlantic în Sud Pacific. Adică nu știu ce căutăm acolo. Dar nu asta contează. Contează altceva. Declarația fundamentală din această seară lui Putin este, repet, refacerea statutului de putere militară, economică, politică, hegemonică, europeană a Rusiei. Este ceea ce el a cerut tot timpul și toți au râs de el. S-au trezit niște țărișoare de tip România, de tip Bulgaria, de tip mai știu eu care țărișoare din Occident, de alea care abia se țin, da, să zică ele și la NATO, și la UE, și la SIE, și la DIE, și la CIA, și la nu știu unde, că vai nu, Rusia nu e putere europeană. Eu reamintesc că, în primul rând, Moscova reprezintă, este capitala unei puteri europene. Că se adaugă în frază euroasiatică, este cu totul altceva, este o altă balanță de putere în lume. Dar, din punct de vedere al Europei de astăzi, Rusia este putere europeană. Și dacă nu o tratezi ca atare, dacă îți bagi joc de ea, dacă spui că ea nu este putere... Nu, senatorul McCain o declara o putere nucleară atașată unei benzinării. Aș fi vrut să-i reamintesc senatorului McCain și oricărui politician american care gândește așa, că și Statele Unite este o putere nucleară atașată unei benzinării, că tot pe benzină s-a ridicat. Da? Și alte țări din lume sunt puteri nucleare atașate unor benzinării. Deci, astăzi Putin și-a îndeplinit prima etapă a proiectului. Ucraina, dacă nu va răspunde militar la această enormă provocare la adresa propriei sale securități teritoriale și prin raptul teritorial pe care l-a semnat astăzi Vladimir Putin, că este un rapt teritorial, furt, în virtutea un furt teritorial, în virtutea legilor internaționale, conform oricărei definiții. Deși istoric Rusia ar avea niște drepturi asupra Ucrainei. Da, și România are drepturi asupra unor teritorii, dar nu și noi avem dreptul asupra teritoriilor ucrainiene. Pentru că unor teritorii, dar nu putem să o facem, pentru că legea internațională, istoric, dar legea internațională nu ne permite acest lucru. Și noi respectăm, da, legea internațională, ceea ce Rusia nu face. Dar dacă Ucraina nu răspunde într-un fel care să provoace Rusia și singura opțiune este militară, în acel moment Ucraina dispare ca stat și putere europeană. Aici este jocul. Și până în Polonia, până în Baltice și până în București, nu mai e pe nimeni. Să nu-și imagineze nimeni că Zelensky va putea rezista politic și administrația lui, oricât de coruptă, produs al oligarhismului, capitalismului de tip oligarhic care este în Ucraina astăzi. Oricât de corupți ar fi, populația va fi foarte nemulțumită că Zelensky nu a reușit să apere integritatea Ucrainei. Va fi o criză imensă în Ucraina. Va fi o criză imensă care va destabiliza și mai mult. Se spune că bursa a căzut astăzi la Moscova cu 10%. Bursa... Nu știu, n-am... Nu eu pot verifica informația, am citit, primit o informație. Se poate... Se anunță și alte, da, consecințele acestei situații. Dar eu vă spun un singur lucru. Ucraina trebuie să răspundă. Și dacă va răspunde ori printr-o ofensivă militară, ori prin atacuri teroriste, ori prin știu eu ce nebunii, va fi înghețită. Reacția Rusiei va fi devastatoare. Exact. Devastatoare.
Și Putin de abia așteaptă. Ne întoarcem la Milionarii Români, un serial pe care l-am început astăzi și care am spus că este încă necenzurat. Așa că luați... O să ne trezim cu niște milionari sunând pe la directorii postului Metropola. Da. Bun. Să le reamintim românilor de unde s-a plecat. Exotismul anilor, începuturilor capitalismului românesc. Am vorbit de milionarii care sunt probabil milionari doar pe hârtie pentru că reprezintă doar niște pioni ai serviciilor secrete. Da. Am vorbit de cei care și-au făcut pe bune averea. Nu, te întrerup, nu sau sunt mai servicii de informații românești. Pot să fie și servicii de informații străine care să aibă surse de finanțare de bani din România. Exact. Este atâtea bani străine în România. Deci, nu e numai... Adică știm cum ești cu banii care pleacă din România din aceste bani străine. Bun, n-aș generaliza, n-aș spune că toate, dar au mai fost declarații ale unor analiști economici români, chiar și ale... Uite scandalul cu Credit Suisse, care numai ieri a explodat, câteva zeci de miliarde spălate prin băncile grupului... Consilierul guvernatorului român, domnul Vasilescu, a făcut niște afirmații la un moment dat într-o zonă... Să fim foarte clar. Dar, revenind, sau avem și milionari care s-au făcut milionari pe bune prin muncă, dar foarte puțin. Da. Avem și milionari discreți care fac parte din niște zone de putere... Și dintr-un establishment extrem de high class, de și cu reguli foarte clare, nu o să vezi un astfel de dragon, nu o să vezi un astfel de dragon că își pune fiul într-o mașină de 300.000 de euro. Putem să le spunem celor care se uită la noi ce înseamnă un dragon? Am primit astfel de întrebări de la... Da, acum câțiva ani de zile era formula unicornului. Era o companie care pornea din garajul părinților. Da. Așa se cheamă, unicorn, adică animalul acela mitic cu cornul în frunte. Se spune că dacă reușești să-l visezi în viață, ți se întâmplă lucruri bune. Da, uite, interesant, eu l-am visat de vreo 3 ori și n-am câștigat miliarde. Dar ești într-o poziție de notorietate. Dar ideea este alta. Da. Ideea este alta. Dragonii sunt miliardarii noi ai lumii asiatice, unicornii sunt cei ai lumii anglosaxone și la un moment dat trebuia în România să găsim un cuvânt pentru acești miliardari foarte discreți și absolut, să zicem, sunt secreți. Așa. Și au fost denumiți, le-am spus numele, uite că nu vine pe limba acum, nu unicorn, nu dragon. Dragon. Ai zis, uitat, nu șogun, în sfârșit. Șogun ai spus. Șogun, da. Acești 7, în România sunt 7 la ora actuală. Din informațiile mele. Un al 8-lea se zărește la orizont, cum spune poetul. Acești 7 și-au construit propriile lor afaceri într-o discreție absolută și fără nicio conexie vizibilă cu puterile politice tranzitorii din România. Că au reușit să intre pe nișe care n-au putut fi blocate de interese de corupție politică, corupție financiară, de baroni locali, de tot felul de analfabeți care s-au trezit senatori și deputați prin România și au stat vreo 20 de ani de i-a uitat Dumnezeu prin instituțiile de putere din România, aceștia au reușit la un moment dat să ajungă la o cifră de afaceri care i-a obligat să caute un sistem de finanțare capabil să-i sprijine. Ceea ce băncile în România nu au această capacitate sau nu au misiunea. Băncile în România, băncile străine, nu au misiunea să financeze capitalul românesc, ci doar să scoată profiturile din România. Asta fac băncile străine din România. Noi neavând bancă de investiții românească, că am făcut bine în anii 90 zi, de-au furat-o miliardari exotici din acei ani, exista Banca Comercială Română. Bancorex. Bancorexul. Așa, o clipă. Nu știu dacă au furat-o sau așa au apărut milionarii. Sau... Nu, au furat-o, păi așa au apărut milionarii, prin furt. Așa, credite nereturnate. O decizie politică. Așa. Deci toate aceste lucruri, ca să fim foarte clari, toate aceste lucruri, acești 7 s-au adresat unor sisteme extrem de complexe, cu produse financiare extrem de complexe, pe care bineînțeles că băiatul ieșit cu doctorat de la Academia Națională de Informații și-a mai pus 3 stele pe umăr și a devenit el din major de intendență, chiloș și ciorab la armată, a devenit el vicepremier al securității României, marele general cu 4 stele, dar nu știe să scrie și să citească. Mai avem un general de serviciu de informații astăzi, comandantul acelui serviciu, care nu știe să scrie. El este cu este. Când dă subsemnatul, el zice subsemnatul este. Așa. Deci,
acești indivizi, care nu înțeleg produsele financiare, nici nu le-au putut ataca. Când au vrut să le atace, Recte, Coldea, a încercat să atace doi astfel de oameni, s-a izbit de un zid, care nu s-a înfiorat de asta faimă Baiazid, da? Adică de asta faimă Coldea. Și au căzut dosarele de la DNA ca praful de pe ziduri, că ăia nu știau ce se întâmplă de fapt și n-au înțeles produsele financiare la care acești șapte încetul cu încetul au reușit să acceseze. În momentul în când a intrat în acea lume, s-a închis în jurul tău. Ești preluat complet. Cu protecția de rigoare. Cu protecția de rigoare. Că sunt grupuri de finanțatori care sunt privați, dar care fiecare reprezintă câte un interes statal, câte un interes unei mari bănci. Uh-huh. De exemplu, unul din cei șapte are o finanțare exclusivistă și printr-un produs financiar extrem de important, prin banca Lazard Frères, care e una din cele mai vechi bănci comerciale din Europa. Este o bancă pur privată. Sunt foarte clari. Aceștia nu mai fac parte din sistemul economic românesc. Ei nu vor mai acționa ca urmare a unor interese ale economice românești, ci ale grupului care i-au finanțat. Ăștia șapte rezistă. Repet, se vede un al optelea. Se vede un al optelea. O să dau niște nume care nu neapărat au legătură cu această zonă de putere? Na, eu nu pot să dau nume pentru că eu sunt ținut de niște mandate. Sunt unii care sunt foarte nu discreți. Nu pot să dau nume, dar îi cunosc pe toți. Nume de oameni de afaceri foarte discreți. Da. Da, nu știu, Frank Timiș, de exemplu, Tesari. Nu, Frank Timiș reprezintă un grup de interese care nu face parte din cei șapte. Din cei șapte? Nu. Și acolo este o coliziune de interese fundamentale. Sunt, mă rog, Radu, și este o coliziune, atenție, la Frank. Hai să nu le dăm încă numele. Nu, avem hai timp. Să nu le dăm nume. Nu, eu aș vrea să reținem un singur lucru. Există principii în dezvoltarea unor miliardari. Miliardarii nu se ridică ca așa vrea cel care în anii 90, în exotismul capitalismului, venea cu punga de blugi din Turcia. Aia nu sunt miliardarii de astăzi. Sunt oameni extrem de educați, oameni care știu să-și pună un costum pe ei, oameni care știu ce înseamnă... Bună, și Gigi Becali, care nu provine dintr-un astfel de mediu, se îmbracă foarte bine. Da, Gigi Becali are o... Da, Gigi Becali face parte din exotismul, o clipă, din exotismul capitalist românesc, dar care, datorită inteligenței lui, nu pregătirii lui economice, native, inteligenței lui native, a rezistat. Bineînțeles că acolo sunt încrengături de tip, uite că vorbeam de Gigi Becali, a rezistat, este o încrengătură și de familie, el este, face parte dintr-o lume a fotbalului și a afacerilor în fotbal, care întotdeauna au fost gri sau niciodată, nu tot timpul la lumina zilei, mare, este și un latifundiar în sensul care are foarte mult pământ. Poate cel mai mare deținător de terenuri, statul român, de proprietăți din România, cu adevărat, a fost profesionist, el a pierdut steaua. Da. Deci, este un exemplu de om care a supraviețuit, dar marja lui de... Și vezi că a făcut și pușcărie și nici n-a pierdut averea. E, nu că a pierdut steaua, cum n-a pierdut. Asta e aceea, dar nu averea. Nu. Stai că averea lui după aia s-a restructurat și s-a dus pe alte zone. La câte terenuri și ce proprietăți are în România? Nu. Stai că e una terenurile și alta e steaua. Da? Da. Deci, uite, atunci când statul român și elita României a redus spațiul de acțiune a lui Gigi Becali, Gigi Becali a rămas exoticul din fotbal. Steaua îi dădea imaginea curată. E, acum nu mai are. Un anumit tip de statut. Hai să spunem de anii 90. Unul dintre primii milionari, foarte interesantă povestea lui, Ilie Alexandru, care a fost supranumit GR de România. De România. GR de România. Cei care știu Dallas, serialul Dallas, cel care era fan al serialului Dallas, a și făcut, a făcut o replică actor din Dallas, Larry Hagman, sau cum? Larry Hagman. Da, așa, uite. Asta e Ilie Alexandru, vedeți în spatele lui Larry Hagman. Da. Și a făcut o casă care semăna teribil cu cea uite-l din... Pe Lambrino. Paul, da. Uite-l pe Paul de Lambrino. Așa numit Prinț Paul. Așa numit Paul, da. Și a făcut o casă, o replică a proprietății din Dallas. A avut o fabrică de ulei, o fabrică de mezeluri, încă una de televizoare color. Da. Afaceri în agricultură, care însă i-au adus o condamnare la 12 ani de închisoare. Da. Spunea la un moment dat că număra saci de bani și avea găleți de dolari. Găleți. Da. Și puțin asta a spus. Și a făcut o replică, o copie a turnului Eiffel din Paris. Da, așa este. Da. Așa. A făcut 12 ani de pușcărie pentru evaziune fiscală și înșelăciune. A ieșit după 8 ani și a murit în 2010. Se spune sărac
și măcina de frustrări. Nu s-a împăcat niciodată cu faptul că a pierdut statutul de milionar pe care l-a avut în anii 90. Da. Ilie Alexandru, unul din primii milionari ai României. Unul din cei mai exotici, apropo, eu i-am făcut în 2002, 3, 4, ceva de acest gen, dacă nu mi-am amintesc bine anul, căci nu mi-l amintesc, dar la început, da, în perioada administrației Năstase. Eu i-am făcut profilul socioeconomic și psihoeconomic. Și lăsând ceea ce spunem, ceea ce noi caracterizăm ca profiler, balcanismul milionarului român, care este o caracteristică din nefericire foarte răspândită în rândul, în rândul milionarilor români, lăsând balcanismul, pregătirea sa era zero, va face niște greșeli absolut totale în afacerile sale și doi, nu va avea niciodată un grup de lucru sau măcar un sfătuitor care să citească evoluțiile economice care se întâmplau în timpurile sale. Deci el nu va fi niciodată conectat. Nu îi se va spune niciodată, vezi că s-a schimbat prețul în agricultură, prețul la îngrășăminte. Vezi că fabrica... A rămas anchilozat în viziunea lui din anii 90. Nu, într-o viziune 1985. Da, exact. Așa, exact. Unde, iar șocurile pe care le va suporta acest om, să știi că sunt șocurile pe care le va suporta și un mare, n-am să-i dau numele, miliardar din Constanța, le va suporta și cel de la Iași, sunt oameni care vor sucomba lipsei lor... Ionel Crețu. Da. Cel de la Iași. Balcanismului, cum spunem noi, capitalist, adică se cred atât de mari încât nu mai au nevoie să învețe. Eu țin minte că făceam un profilaj al unui miliardar, m-am dus la el, i-am spus, eu fac acest profilaj, există 50 de întrebări, când aveți timp, dați-mi o zi, vreau să răspundem cât la cât mai multe întrebări. În general este o minune dacă se răspund la 50 de întrebări, dacă 30 de 25 este bine. Și explic tehnologia ca să se înțeleagă. Și am stat o zi cu acel om și bineînțeles că la final, eu fiind un sociabil, omul bineînțeles a oferit o masă și m-a întrebat și eu ce trebuie să fac. Nu, m-a întrebat, zice, și care e acum rezultatul? Zic, cred că în 3 ani de zile dumneavoastră veți da faliment. La care mi-a zis că în casa lui a căzut fața. Și mi-a zis, cum așa? Zic, păi, de când n-ați mai citit un raport financiar? Și la răspuns, la întrebarea aceasta, numărul de când n-ați mai citit, mi-ați spus, sunt mult prea bogat ca să mai citesc rapoarte financiare. O greșeală uriașă, nu există așa ceva. Uriașă, nu există așa ceva. Orice miliardar adevărat, în dimineața la cafea, nu citește cancan, ci citește în lume, citește așa zisele monitorizare. Cifre și numere. Așa zisa monitorizare de presă financiară. Da. Că nu-i aduce nimeni. Că Financial Times-ul îți aduce, dar e gros atâta, nu? E greu de citit la o cafea dimineața, după ce ți-ai făcut ora de sport, și îi se dă pe... A dat faliment? Da. A dat faliment înainte de 3 ani. Ionel Stoica, nu știu cât de părintele Caritas, nu știu cât de milionar a fost Ionel Stoica. A fost produsul unui serviciu secret în colaborare cu un serviciu secret străin. Acolo a fost trădare de țară. Acolo trebuiau câțiva generali împușcați. Nu este nicio glumă. Acolo a fost un furt de masă monetară, pentru că asta s-a dorit. A fost o schemă gândită în străinătate. În România acelui an, dacă ne amintim bine, exista o masă monetară uluitoare. Vântul are o analiză economică. Eu personal pe Vântul l-am profilat de 6 ori. Eu mă consider un fel de expert în Vântul. Dacă mă aude să nu credă cumva că e o glumă. Vântul povestea într-o analiză la niște prieteni și acei prieteni mi-au expus analiza lui, care era perfect adevărată și logică. În anul acela, 1991 a început Caritas, dacă îmi amintesc bine, masa monetară din România era atât de mare încât Vântul nu făcea față cu adusul contrabandei de țigări, whisky contrafăcut și produse de lux, la cererea monetară, la capacitatea de absorție economică pe care o avea cetățeanul simplu român. Din calculele lui Vântu, în 1991 România au cheltuit $1.5 miliarde de dolari, 1991 la nivelul acela, din banii lor proprii. Enorm. Enorm. Neașteptat. Pe Coca-Cola, țigări și săpunuri fa. Și sucuri tech. Și sucuri... De la dozator. Nu de la dozator, nu. Sucurile alea erau la sticle, sticle de 2 litri. Ale umpleau de la dozator, erau cozi la dozator. Nu știu, în sfârșit, erau aduse și cu carnele. Crede-mă. Și aici am recunoscut și îți fac legătura cu acest individ. Deci, cineva foarte inteligent din Occident,
n-am să-i spun numele, este o grupare de altfel, care a mai dat lovituri de acest gen în Estul Europei. Este aceeași grupare, de exemplu, cei care cunosc, care a dat lovitura cu cristalele din Boemia, cu cristalul de Boemia. Dacă mai țin minte, în 86 arde fabrica ca urmare a unui atac, unui sabotaj în Boemia, arde fabrica de cristale și depozitele erau la 60 de kilometri distanță. Și ce face fabrica? Vinde toate depozitele în țările est-europene. După 90 va exista o duplicare, triplicare, quadruplare a prețului acelor cristale și toată lumea își vindea celebrii pești care erau efectiv din cristal de Boemia, deci celebrii aia pești care erau considerați și va veni acea teorie că mileul cu peștele arată neam prostia românului. Nu, alea erau cristale adevărate, care acum se vând cu sute de euro în magazinele din Occident. Cineva a imaginat timp de 6 ani o rețea de magazine care cumpăra la 3 lei cristalul și îl vindea la 100 de mărci în Germania. Acum mă întorc. Acest individ este produsul unui astfel de grup care a imaginat o schemă prin care prin coruperea unor șefi din serviciile de informații românești din acea perioadă și a unor ținte bine alese. Ideea este, el a corupt. Sau această grupare a corupt, șefii sau șefii au corupt, au găsit gruparea. Nu. Gruparea i-a corupt. Ca să-i lase, pentru că gruparea începe în Brașov. Gruparea e dată afară de la Brașov și se duce în Cluj. Dar Caritasul în sine a început la Brașov. Cine nu cunoaște profilul Caritasului nu va înțelege. Gruparea organizează la Brașov primul Caritas, care devalizează unul din cele mai bogate orașe ale României, care era Brașov în acel moment, ca masă monetară, avea turism și industrie, și amândouă se cuplau pentru că soția lucra în turism, soțul lucra la fabrică. Și ce era mult mai interesant, se duc la Cluj. De ce? Pentru că este o intersecție de drumuri comerciale, foarte ușor pe vremea aceea de ajuns pe șosele proaste, dar se ajungea din Moldova, din Dobrogea, din Banat, din Timișoara, de unde vrei. Sute de mii de români au fost păgubiți până urmă. Iar acest om n-a știut niciodată, puteai să-l arzi cu fierul roșu, acest om n-a știut niciodată că a fost folosit. Va muri sărac, ți-o minte, că își pierde până și camera care o mai avea. N-avea bani de chirie. Este dat afară în sfârșit. Dar ce vreau să spun? Trădarea națională care a avut loc atunci, la ținta aleasă, mulți milionari. Un minut, că n-am terminat. Nu prea mai avem. Asta. Mulți milionari români de astăzi și-au făcut averile din banii obținuți de la acest Caritas. Ioan Stoica. De la Caritas, de la fenomen. Ioan Stoica, ce a fost până la urmă? A fost un... Am și spus, produsul unei înțelegeri. Un pion. Produsul unei înțelegeri între o formulă extra românească din afara României și anumiți capi ai serviciilor de informații care au fost corupți ca să lase acest fenomen să se dezvolte. Bun, vom mai vorbi despre asta. A fost un furt la nivel național pentru care orice stat l-ar fi spânzurat pe cei care au organizat, i-ar fi spânzurat în piață publică. Câte episoade de acest gen nu s-au întâmplat în România după 90? Prea mea că s-au întâmplat din profilele pe care eu le-am făcut, eu am profilat. Eu pot să mă laud un lucru, între 1998 și 2022, eu am profilat în jur de 80 de oameni de afaceri de talie, peste 10 milioane de euro din România, pe industrie. Și pot să mă laud cu un singur lucru. Părerea mea este că au avut loc cam 50 de lovituri de acest tip pe industrie. Prieteni, așadar, dacă sunt corecte, pentru că s-au făcut analize în acest sens, și din România s-au scos 600 de miliarde de euro, să zicem, valoarea actuală. La valoarea actuală. Da. De către grupuri de interese, da, de care poate o parte din, să zicem, instituțiile care trebuiau să protejeze statul, nu sunt străine. Avem imaginea jafului care s-a întâmplat în România după 90. Da. Am început un serial, a fost primul episod, încă necenzurat, am spus noi. Vom continua aceste abordări și le vom lega cu evenimentele la zi. Mădălin, o singură... Da. Trei cuvinte, Mădălin. Da. O țară fără economie nu există. Și asta au făcut din România. O țară cu economie de cumetrie nu va rezista niciodată. Nu va rezista niciodată. Este doar un balon de săpun. Da. Mulțumesc foarte mult, H.D. Hartmann. Eu mulțumesc, Doamne ajută. Președintele României a reacționat la ceea ce a semnat Vladimir Putin și a declarat: România condamnă cu fermitate
recunoașterea de către Federația Rusă a independenței autoproclamatelor republici separatiste din Donetsk și Luhansk, părți componente ale Ucrainei. Nu avea ce să spun altceva. Aplauze prelungite. Aplauze prelungite. Dacă treia n-aiam, cu așa spune. Mulțumesc că v-ați uitat în această Doamne, seară. Toate cele bune. Număr mare alături de noi. Rămâneți cu Metropola TV. Numai bine. Ne revedem mâine seară cu un nou episod exploziv.